Folclorului, ediția a doua, 13 decembrie 2019. Se urmează diplomă de excelență pentru proiecte culturale comune și o bună colaborare domnului inspector profesor dr. Romeo Popa. Mulțumesc foarte mult, domnule Munteanu, este ceva la care nu m-aș fi așteptat, dacă am făcut-o să vin la invitația dumneavoastră cu plăcere, așa cum o face și de aici înainte. Ce pot să vă spun este că mă onorează această diplomă de excelență, mă onorează pentru că știu că suntem prieteni și că întotdeauna când vin aici mă simt ca între prieteni și n-am făcut nimic deosebit decât că am spus românilor ceea ce am învățat și eu la rândul meu și anume mai mult despre istoria românilor. Sper că să vă fi mers la suflet, sper să vă meargă la suflet și de aici înainte, să ne mai vedem cu drag, Doamne ajută și să aveți parte de sărbători fericite. Un an nou fericit, Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, dragi oaspeți, diplomă de excelență pentru proiecte culturale comune și o bună colaborare se conferă în semn de gratitudine domnului profesor scriitor, de fapt, domnul Victor Rusu. Vă mulțumesc frumos, domnul profesor. Diploma și familiară. Vreau să vă spun că astă seară, mai mult ca în alte dăți, mi-am dat seama de ce lucru formidabil face aici, mereu și mereu, de aproape 2 ani de zile, domnul Mihai Munteanu, care este într-adevăr ceea ce se cheamă un animator cultural de excepție. De ce o face? Vă spun precis. Pentru că el însuși a fost un artist. Eu, care am trăit mai mult,
l-am văzut dansând de ani de zile. Era un dansator extraordinar în ansamblul Izvorașului. După aceea a ajuns maestru de dansuri. Are patima, cultura, arta, nu se face decât cu patima. Trebuie să iubești ceea ce faci. E, omul ăsta este atât de fericit că ne adună, este atât de fericit că face ce face, încât nu mai trebuie altă răsplată. Deci eu, înainte de toate, vă rog să vă concentrați și să faceți un exercițiu de imaginație. Îi confer diploma de excelență cu felicitări. Aceasta este diploma și medalia cam așa de anul. Te rog. Despre tine, despre mine, nu mă lași. Îți dai de pomină, domnule. Așa. Despre tine vă spun doar atât. Că este o adevărată transfuzie de tinerețe, dar cu un fel de vampirism energetic când vin aici. Eu văd copiii ăștia cum cântă, cu câte dăruire, câte trăime au. Domnule, îmi vine să cânt și eu cu ei și vâță, îi fac în picioare. Este un lucru fantastic. Această contaminare de tinerețe, de frumusețe, de puritate, de cantoare. Este, sunt momente nemaipomenite frumoase aici. O fac cu toată plăcerea și fac încă 35 de ani, dar cum sunt eu exigent, n-am publicat-o niciodată, mi s-a părut urâtă. De obicei mi se întâmplă invers. Poezii care mi-au plăcut cândva, acum când le citesc, nu mai îmi plac. Asta e prima poezie pe care am aruncat-o eu, uitați și galbenele, după 35 de ani, care atunci nu mi-a plăcut, dar îmi place teribil astă seară. Vă dedic dumneavoastră. Săningă. Săningă ca o blândă alinare, în altul peste suflet și priviri, să prindă iară aripi și să zboare vise răvinte în zări de răstigniri. Săningă ca o binecuvântare, cerul din ce în ce mai depărtat, de aripa ce tot mai stin stresare spre piscul de iubire luminată. Săningă ca o stinsă rugăciune peste copilul pur care am fost, poate în lumini de fulgi îmi vor apune neliniștile mele fără rost. Vă mulțumim frumos, domnule profesor. Dragi oaspeți, Gala Artei Populare și Folclorului, ediția a doua, 13 decembrie 2019, se decernează diploma de excelență domnului profesor Dan Șalapa, este președintele Societății Culturale Dunaris, pentru proiecte comune și bună colaborare. Domnul profesor, diploma din asta cu excelență, dați-mi voie să vă puși dară jubiliară, ediția a doua. Mulțumesc! Dacă vreți să ne spuneți două cuvinte, vă mulțumesc! Sala Mehedințeană continuă o tradiție. De fapt, aici se întâmplă lucruri care vorbesc despre spiritualitatea românească ancestrală. Știm foarte bine că ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a întâmplat aseseară și ceea ce se întâmplă de obicei aici din sfera folclorului și artei populare vine din strămoși. Vine pe o filieră pe care trebuie să o ducem mai departe. Și pentru că anul acesta am sărbat 100 de ani de la înființarea a ceea ce astăzi numim Colegiul Național Gheorghe Țițeica, am făcut o analogie, aducându-mi așa aminte despre date și repere culturale, că în acest an
s-au împlinit 100 de ani de la apariția primului număr al primei reviste de artă populară și folclor din România, Izvorașul. Inițiativa preotului învățător Gheorghe Ne. Dumitrescu Bistrița, de aici din satul Bistrița, din Mehedinți. În 1919, la 1 iunie, se lansează primul număr. Aceasta este coperta primei reviste de folclor din România. Am făcut mai multe, te rog frumos să dai prin sală câteva exemplare și aveți dublat, mai te rog frumos. Dublat, aici este și o știmă din primul număr cu semnătura celui care a fost Gheorghe Dumitrescu Bistrița. În 1919 avea 26 de ani, s-a născut în 1895. Ansamblul Izvorașul, înființat în 1968, vedeți aici multe afișe și fotografii ale celor care au fost la un moment dat în acest ansamblu, dansatori, soliști vocali, instrumentiști. Zic că este un omagiu pe care trebuie să-l aducem și acestui întemeietor de jurnalism cultural etnofolcloric, Gheorghe Dumitrescu Bistrița. Și pentru că suntem în această conjunctură fericită și marcăm încă un an de venerare și de sărbătorire a folclorului românesc, dați-mi voie să citesc câteva versuri populare desprinse din revista Izvorașul. Sunt direct fotocopiate din fondul Gheorghe Dumitrescu Bistrița, de aici, de la Biblioteca Județeană. Pentru că am și sărbătorit Ziua Națională, iată un cântec despre soldați, despre vitejie, despre durerea românului, văzându-și uneori țara sfârtecată. Foaie verde, solți de pește, une Dunărea cotește, acolo nenea oprește și scrie carte pe pește, ca să nu-i mai trag de vește. Și de acolo scrie carte că-și cu ungurul se bate, cu ungurul și cu germanul care ne-a cuprins Ardealul. Ardealul și Bucovina, acolo-i dorul și mila. Doamne, nu-i mai ajuta râului de la Cerna să-i sece izvoarele, să rămâie petrele, să trec cu picioarele, să răsară florile. Felicitări Palatului Culturii, felicitări domnului Mihai Munteanu pentru inițiativele sale, pentru faptul că ne adună aici și periodic și găzduiește momente dedicate folclorului românesc. Felicitări și dumneavoastră tuturor celorlalți, sărbători fericite și un an nou, nu-i așa, un Crăciun liniștit și un an nou fericit. Domnilor și domnilor, se conferă în semn de gratitudine diploma de excelență pentru proiecte comune, mai bine zis, celor două televiziuni care ne-au făcut tot timpul o bună reclamă, nu numai Sării Mehedințene, ci Palatului Culturii Teodor Costescu, au fost alături de noi de fiecare dată când ne-am solicitat, Tele 2 Drobeta. Vă rog dacă vreți să aplaudeți. Medalia Juliera. Pentru noi este o onoare să vă fim alături. Radio Televiziunea Severin. Mulțumim. Thank you.
Lelelele și marință, nana, nana lu meu. Pui mâncarea în coteriță, nana, nana meu. Lelelele și marință, nana, nana lu meu. Pun mâncarea în coteriță, nana, nana meu. Și mă duc în poieniță, la umbră de romaniță, la umbră de romaniță, că vine șal meu neicuță. Și mă duc în poieniță, la umbră de romaniță, la umbră de romaniță, că vine șal meu neicuță. Nana meu îi pădurari, nana, nana-l meu. Umblă ziua brilă stari, nana, nana-l meu. Nana-l meu îi pădurari, nana, nana-l meu. Umblă ziua brilă stari, nana, nana-l meu. Cu cămașa albă floare, uscată de tămâioare, face morgune nechează, toate mândrele oftează. Cu cămașa albă floare, uscată pe tămâioare, face morgune nechează, toate mândrele oftează. Nana, nana-l meu. Mândrele rămân oftând, nana, nana-l meu. Trece nici nu-ntoarce capul, nana, nana-l meu. Ca-și-ai nana îi da dracu, nana, nana-l meu. Și vine în poieniță, la umbră de romaniță, la umbră de romaniță, că l-așteaptă o măriuță. La umbră de romaniță, că l-așteaptă o măriuță. Cu vinișor și pui frit, ca-și-ai răstul la iubit. Mulțumesc frumos! Se acordă diplomă de excelență pentru proiecte comune și pentru bună colaborare domnișoarei Ziana Filoftea Bârdeanu.
Alea Jubiliară, ediția a doua. Bravo. Vrei să ne cânti ceva? Da. Te rog. Ține microfonul. Marie, Maria, ia spune-mi tu mie, ia spune-mi tu mie, care floare, floare, noaptea, pirahcoare, noaptea, pirahcoare, floarea crinului și cu durul lui, mai și cu durul lui, aia. Flore-n flore, noaptea, pirahcoare, noaptea, pirahcoare. Bravo, mulțumim frumos. Te așteptăm și la anul cu drag. Domnilor și domnilor, mă simt emoționat de fiecare dată când trebuie să o prezint. O să rog să-mi dea acum niște autografe, că pe urmă trebuie să alerg după ea să intru în posesia lor. Oricum, noi continuăm. Doamnelor și domnilor, se conferă diplomă de excelență doamnei Mariana Mândruțescu, este jurista noastră. Vă rog să apelați la serviciile ei, nici nu vă dați seama cât e de bună. M-ați emoționat, Mariana, cu asemenea prezentare. Dați-mi voie să vă... Mulțumesc frumos, sunt așa onorată să fiu în prezența dumneavoastră. Dânsa, de profesie avocat, am avut nevoie de fiecare dată, de 8 martie, de ziua femeie, eu vin cu drepturile femeie. Bun. De 1 iunie, ziua copilului, stai că și ăștia au drepturi, trebuie să le spun ceva și de... De fiecare dată găsește câte un prilej. Iar noi ne bucurăm că putem să colaborăm și să avem așa oamenii la niveluri diverse ca al dânsei. Vă rog, dacă vreți să spuneți. Mulțumesc foarte mult. Vă doresc sărbători fericite și de fiecare dată când voi fi chemată, voi fi onorată să fiu în prezența dumneavoastră alături de așa oameni frumoși, de așa copii minunați. Și încă o dată, la mulți ani și sărbători fericite în continuare și numai bine. Vă mulțumim, doamna avocată. Diploma de excelență se acordă domnului Linguraru Dumitru pentru proiecte comune. Doamnelor și domnilor, tot ce vedeți acolo, sculptură în lemn, îi aparține dânsului. Are niște mâini deosebite. Vă rog, domnul Linguraru, ca să vedeți ce nume predestinat, dânsul chiar are expoziția de linguri. Linguraru. Dacă vreți să ne spuneți ceva... Da, domnul... foarte scurt. Mulțumesc mult de tot. Ascultam copiii. Țara asta nu va pieri niciodată. Nu ne trebuie armată atâta vreme cât avem copiii ăștia de aur. Mergem mai departe. Vă doresc sărbători fericite și tot ce vă doriți, cu drag. Vă mulțumim frumos, domnul Linguraru. Continuăm. Gala Artei Populare și Folclorului, ediția a doua, 13 decembrie 2019, se conferă domnișoarei Georgiana Maria Șeicaru diplomă de excelență și medalia jubiliară, ediția a doua a Galei Populare și Folclorului. Vrei să ne cânti ceva sau?
Te rog, ți aparține.
tata și tata, cu mama de gât la ochii odin. Mama mi-a făcut gura să zic dansul ca primunți, să vă pot cânta cu ea ca la melediți. Câmpiile vi s-a prins, jucați deși apăsat, când mă ascultați cântând, jucați legănat. Hey! Mulțumesc frumos! Domnilor și domnilor, se conferă diplomă de excelență domnișoarei Alexandra Savu. Mulțumim pentru colaborare. Ne spui ceva, ne cânti ceva? Sigur, mare dragoste. Ți aparține și la. Bună seara și bine v-am găsit! Mi-o cunosc numai pe mers, pe mersul picioarelor, pe rotatul poalelor. Pe mersul picioarelor, pe rotatul poalelor. Poale albe și cu flori, bagă penii ca-n fiori. Poale albe și spălate, bagă penii ca-n păcate. Poale albe și spălate, bagă penii ca-n păcate. Ai mândruță-n dea la peri, să te-ntreb unde-ai fost ieri. De-ai fi fost după iubit, mare păcat ai făcut. De-ai fi fost după iubit, mare păcat ai făcut. Văzui pe neicuța-n cale, pe drumeagul de pe vale, cu batista, cu bomboane. Cu batista, cu bomboane. Cu bomboane și alviță, vine ca să-i dau guriță. Cu bomboane și alviță, vine ca să-i dau guriță. Oh,
Iar verde trei migdale, fireală vitea lumare, cu porunul din cărare, multă dragoste mai are, dragostea bătoar vina. Nu mai ai cu pricina, dragostea bătoar focul, că nu-și mai găsește locul. Dragostea bătoar focul, că nu-și mai găsește locul. Lugilor tului, unde am aulit întâi, aulit gorjecele, de răsună văile, aulit toate cu foc, de stășul tupeloc. Aule și eu cu ele, cam în sufletoruri grele. Aule și eu cu ele, cam în sufletoruri grele. Mulțumesc frumos! Și vă așteptăm și la anul cu drag. Doamnelor și domnilor, se acordă diplomă de excelență doamnei Vâlceanu Daniela. Veniți, veniți cu cozonac, cu tot, cu pâine, cu tot. Uitați ce minunăție de costum poartă doamna și cum ne-a primit cu pâine și cu sare. Vă mulțumim, doamnă! Dați și mie. E ca un bârbu, ia. Doamna Vâlceanu, dați-mi voie să vă ofer și medalia jubiliară. Vreți să spuneți două? Da, vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că mi-ați găzduit versurile în decorul acesta minunat. Să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pentru că așa ați fost îngerii mei și doresc sănătate. Sănătate să avem și să ne vedem cu bine de acum încolo cât mai mult și cu aceeași bunăvoință și căldură sufletească. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, artileria grea. Doamna Aneta Tătaru, diplomă de excelență și medalia jubiliară cu ediția a doua a artei populare și folclorului. Sărut mâna, doamnă. Vă mulțumim că ați venit de fiecare dată la noi. Dați-mi voie să vă ofer și medalia. Vă mulțumesc, bună seara, bine ne-am reîntâlnit. Sunt onorată să primesc această diplomă de excelență, dar vreau să vă spun un lucru. Mă bucur că Dumnezeu m-a înzestrat cu acest har de a cânta, pentru că în acest fel sunt aici, cu dumneavoastră, pentru dumneavoastră și să vă transmit trăirile mele din inimă pentru inima dumneavoastră. Vă mulțumesc că existați, că fără dumneavoastră n-aș fi ajuns aici. Inima mi-a trăit pentru copilul.
vânt și furtun, să-i fac oameni drept și bun. I-am urcat dreaptă cu dreaptă, să-i știu pe toți la oaltă inimă, par la trei, pentru copilașii mei și sufletul jumătăți, să-i știu fericiți pe toți inimă. Azi nu mai sunt părunței, dar rămân puiuții mei și sunt mândru pe o soare, n-am copii cum nimeni n-are. Azi nu mai sunt părunței, dar rămân puiuții mei și sunt mândru pe o soare, n-am copii cum nimeni n-are. Dacă soarta ne-mi
Vă mulțumesc mult, să aveți sărbători cu bine, așa cum vă doriți dumneavoastră. Vă iubesc! Vă mulțumim, doamna profesoară. Dânsa, în calitate de cadru, profesor la Școala Generală numărul 5, de fiecare dată, împreună, am derulat proiecte comune de o înaltă ținută artistică. Vă mulțumim frumos, doamna profesoară. Se acordă diplomă de excelență domnului Calițoiu Nicolae. Vă rugăm frumos, domnule profesor. Să trăiți, vă mulțumim frumos. Ne recitați ceva? Sau? Da, da, da. Vă rugăm. Bună seara și bine v-am regăsit. Mă bucur că suntem astă seară din nou împreună. Am pregătit două mesaje pentru dumneavoastră din harul care m-a hărăzit Dumnezeu. M-am încurcat în tricolor. Gata. Strămoșii noștri s-au plimbat desculți pe acest pământ. S-au rost și pietrele călcate de ei sub jurământ. Din brazda întoarsă de plugul lor, cel tras de boi, ei au hrănit atâtea generații de pace, de război. În noaptea de înviere și în noaptea de colindă, stăteau cu felinarele aprinse în grindă. Pe masă, ouăle roșite încondeiate, de sărbători frumoase sunt toate. Și iarăși vine iarna peste lume, măcar de la strămoșii noștri, rămânem cu al lor nume. Nu există mormânt. Visam că am fost în cer azi noapte, să-mi văd părinții și neamurile mele. Hristos citea din Cartea Sfântă celor veniți cu ultimul tren de stele. Acolo în cer nu am văzut țărână și niciun suflet cu vreo suferință, iar întunericul e doar lumină împrășteată peste tot de aur plină. Părinții și neamurile în cer au alte sorți. Nu-i nicio împrejmuire și nu mai sunt nici porți. Există doar o poartă înspre rai, dacă ai intrat pe ea, de nicio poartă nu mai dai. În vis mă desprinsesem de fratele nostru pământ, cerui viețuit de veșnicie și nu există mormânt. Mulțumesc frumos! Pentru că suntem în ultima lună a anului, luna cadourilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate, cu cadouri frumoase, cu bucurii, Crăciun fericit și un an mai rodnic și mai frumos. La mulți ani! Vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim, domnul Calițoiu. Domnilor și domnilor, se acordă diploma de excelență doamnei Sița Novac. Pentru proiecte comune cu grupul vocal al dânsei Oltena și Oltencuțe. Vă mulțumim. Bună seara și bine v-am regăsit! Nu stau prea bine cu vocea, dar am să încerc să cânt pentru dumneavoastră, să vă bucur sufletele. Mă bucur că ne-am regăsit în aceste momente pline de fericire, care mie mi-aduc multă, multă bucurie, liniște în suflet și, de ce nu, tinerețe în suflet. Pentru că viața mea a fost atât de frumoasă, împletită cu cântec, copii frumoși, și oameni care m-au înconjurat cu atâta dragoste,
Datorez această diplomă de excelență elevilor mei de la Palatul Copiilor, care mi-au dat o tinerețe fără bătrânețe, zic eu, deși legea firii spune că pe zi ce trece omul îmbătrânește, dar mi-au adus satisfacții foarte mari profesionale. Și cum să nu fiu mândră când generații de copii mă bucură. Unii au ajuns deja nume mari în muzica populară, Narcisa Băleanu, Ana Maria Ionoprișan. Ați văzut înainte, aici în fața dumneavoastră, o tânără superbă, o tânără minunată, care a venit de la Butoiești. Eu am înțeles că de la București, când m-a chemat tatăl ei la palat, când m-a căutat. O fată extraordinară care a dus cântecul popular pe cele mai înalte culme. Mă bucur pentru generațiile care urmează, mă bucur pentru Luiza Iusuf, care este cea mai mică din grupul meu Oltena și Oltencuțe. Deja este vocea populară pe regiunea Olteniei, a luat nenumărate premii și profesorul este mândru atunci când elevii îl depășesc. Eu încerc să fac față. Ei sunt cea mai mare comoară a județului nostru, a orașului nostru Severin. Vă mulțumesc, oameni frumoși, vă mulțumesc mult că sunteți alături de noi. Le datorez premiu și chem lângă mine, pentru că numai așa mă simt bine. Lângă tine nu-i cal meu. Aș vrea să te am alături și la bine și la greu. Soarele când ne privește parcă ar să mirată în loc, să se uite când cu drag mă strângi în brațe cu foc. Soarele când ne privește parcă ar sta mirat în loc, să se uite când cu drag mă strângi în brațe cu foc. Și yes! Frumos mă joci la horă când de sărbătoare în sat. Te-aș alege dintre mie, ești cel mai frumos băiat. În straie de sărbătoare, Doamne, cât ești de frumos. Parcă ai fi bujor în floare, zonă, ești cel mai frumos. În straie de sărbătoare, Doamne, cât ești de felos. Parcă aș fi bujor în floare, zonă, ești cel mai frumos. Și eu sunt. Oare cum ar fi pe lume dacă n-ar fi dragostea? Cum aș trăi fără tine dacă nu te-aș mai vedea? Fără tine, puișor, ce s-ar face inima? Fără dragoste și dor, viața farmec n-ar avea. Fără tine, puișor, ce s-ar face inima? Fără dragoste și dor, viața farmec n-ar avea. Mulțumesc frumos!
lume Gorjul lui, dar mai lui al corului, de la Gorj te duci în dar un mare clopotii. Așa e, fetele! Bravo! Mărioară de la Gorj, ia la neca vreodoi sloți și nu te iubi cu toți, ia la neca vreodoi sloți și nu te iubi cu toți. Așa, fetele, aveți grijă! Ține-s neca plata ta, măi, ține-ți neică plata ta, măi. Mie-mi place dragostea și când mă părpanică, mie-mi place dragostea și când mă părpanică. Iauzi, așa o fi. Măriță cu camura, măriță cu camura, pe mine mă mustră lumea, că te pup în toată ziua și eu ne te ascund urma, că pața râncuță gura. Pe mine mă mustră lumea, că te pup în toată ziua și eu nu te ascund urma, că pața râncuță gura. Eu vreau să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment, domnului Mihai Munteanu, care reușește să strângă lângă dânsul la toate evenimentele oameni frumoși, oameni talentați, oameni de seamă ai municipiului nostru, ai județului nostru, și eu zic că ne vom mai revedea, pentru că venim aici pentru lucruri frumoase. Nu domnul Victor Rusu, nu domnul Calițoiu. Toți care sunteți aici, sunteți oameni minunați. Eu vă iubesc și poate că Dumnezeu îmi dă și puterea să merg mai departe. Chiar dacă doamna Sița mai are și niște dureri pe la spate, niște junghiuri, sunt pentru, datorită bătrâneții, nu domnul Rusu? Așa este. Și acum să dăm cuvântul tinerilor, speranțelor de mâine.
frumos! Zoe Cuman. Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc! La mulți ani, să aveți un Crăciun fericit, cu bucate alese pe masă, să fiți sănătoși în primul rând, binecuvântați de Dumnezeu, un an cu bucurii și cu realizări frumoase, să ne întâlnim la anul sănătoși, frumoși, voioși, să o luăm de la început cu activitățile noastre frumoase, pentru că acestea ne dau viață, ne duc mai departe și ducem așa cântecul nostru și portul nostru popular mai departe, să fie cunoscut de toată lumea și îndrăgit, bineînțeles. La mulți ani, Crăciun fericit! Doamnelor și domnilor, Gala Artei Populare și al folclorului, ediția a doua, 13 decembrie 2019, se conferă diplomă de excelență Banner Image pentru promovarea activităților noastre desfășurate în cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu, respectiv la Sala Meedințeană. Bună seara tuturor! Vreți să spuneți două cuvinte? Da. Țin să vă mulțumesc tuturor și celor care mă urmăriți, am emoții, scuze. În special să-i mulțumesc domnului Mihai Munteanu pentru această diplomă. Este chiar fără cuvinte.
cât și celor care urmăresc pe online proiectul. A ajuns în acest an, va ajunge la ediția a doua a festivalului. Aici s-a ținut prima ediție și se pare că a fost cu noroc. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și să aveți un an plin de fericire și tot ceea ce vă doriți. Numai bine! Cu mare drag! Am ajuns la capăt de linie. Îmi pare rău, nu este prezent, dar nu pot să nu nominalizez. Deci se conferă diplomă de excelență domnului Andrei Predescu, de la școala gimnazială numărul 9, Constantin Egreanu. Domnilor și domnilor, acestea fiind zise, spectacolul nostru l-a sfârșit, dar nu înainte de a vă ura și eu un Crăciun fericit, sărbători fericite alături de cei dragi, la mulți ani, cu sănătate. Vă mulțumim frumos!